Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mai avem o recomandare, da, pentru weekendul ăsta, un eveniment super spectaculos, audio-vizual, la propriu. E vorba de festivalul Spotlight, care revine în centrul Bucureștiului, din seara asta, ține până duminică seară. Ce e Spotlight? Dacă nu știți, e o experiență vizuală și auditivă, o experiență deschisă pe străzi și în piețe și pe clădiri, complet gratuită, totul firește. Calea Victoriei se închide în weekend și, mă rog, este foarte multă lume acolo. Orașul este recucerit de oameni, de pietoni. Și care va să zică, începând de diseară pe Calea Victoriei, care e rezervată pietonilor, începând de la Ateneul Român, prin fața magazinului Muzica și până jos la Cercul Militar Național, sunt o mulțime de instalații artistice, spectaculoase. Sunt proiecții video mapping, astea sunt ceva excepțional de văzut, o proiecție video mapping de bună calitate. Holograme, expoziții, instalații interactive, iar în fața magazinului Muzica, asta o să vă placă, este instalația Disco Balls, adică globuri de discotecă. Aici, Radio Europa FM, partener media al Spotlight 2022, mixează muzică în toate cele trei zile de festival. Deci, practic, e discotecă în aer liber, cu efecte luminoase pe clădirile din stânga și din dreapta căi Victoria. Iar duminică seară, în mod excepțional, Arcul de Triumf o să se alăture ediției Spotlight. Se marchează astfel centenarul Arcului, 100 de ani de când a fost inaugurat acest monument emblematic pentru capitala României. Spotlight e organizat de Primăria Capitalei prin Arcub, iar Europa FM este partener media principal. Deci sperăm să ne întâlnim la Spotlight în centrul capitalei, începând de seara asta. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.